Hai să-l vă băieți și bine am regăsit la un nou videoclip astăzi. Mă, nu știu, aș vrea să vă întreb și pe voi dacă ați vrea să revenim cu rancurile 35, pentru că acum sunt câteva care îmi lipsesc, respectiv vreo 3, cred că, dacă nu mă înșel. Adică îmi lipsește Willow, care, na, e brawlerul nou, RT, care trebuie să-l fac și pe acesta, este de la Brawl Pass, și Mandy, pe care nu am făcut-o din păcate. În rest, cred că pe toți ceilalți i-am, dacă nu mă înșel, sunt doar 3. Acum aș putea să mă înșel, dar cred că sunt doar 3, nu? Sau 4. Nu mă, sunt doar 3. Deci aceștia 3, așa că, nu știu, lăsați-mi și părerea voastră dacă ați vrea să îi facem și pe aceștia rank 35, dacă vă mai interesează videoclipurile de genul. Și desigur, apăsați butonul de like și hai să trecem la video. Trecem și la un prim match. Acum nu am atât de multe trofee pe el, adică pe RT cred că am aproape 400 sau ceva de genul. Deci nu am foarte, foarte multe trofee pe ei, trebuie să-i joc, nu am jucat atât de mult în ultima perioadă Brawl Stars. Dar dacă vă mai interesează videoclipurile de genul, aș putea să îi pușesc pe toți rank 35 și să facem înapoi tot contul cum îl aveam înainte. Pentru că o să am o perioadă liberă acum, mai ales că vin și sărbătorile, decât Paștele și cam aia, știi, și o să am puțin timp mai mult, așa să zic, de Brawl Stars, mai ales că o să plec și acasă. Deci eu zic că ar fi o variantă destul de ok dacă i-aș face. Acum nu știu exact. Dacă nu mai sunteți interesați de fapt de videoclipuri de genul cu rank 35, nu sunt atât de greu de făcut, mai ales că RT este foarte, foarte bun, la fel și Willow, sunt doi brawler excepționali în meta actuală, dacă nu chiar RT cred că este cel mai bun brawler din meta, dacă nu mă înșel, ceva de genul oricum pe acolo e, la fel și Willow în Brawl Ball e, mamă, e mană cerească efectiv. Așa că aș putea să profit și eu de ei și să îi pușez, dar nu știu, eventual dacă nu vă mai... Bă, ce m-a nimerit ăsta cu Squeak. Dacă nu prea vă mai interesează, nu are sens, pentru că pe mine nu mă ajută cu absolut nimic. Știți ce voi treaba asta, o făceam doar pentru content. Bun, în ultima perioadă am lăsat-o mai puțin mai ușor cu upload-urile, după cum ați observat și voi, dar vreau totuși să revin. Am avut și lipsă de idei, parcă așa am avut o perioadă de aia în care nu prea am avut chef atât de mult să filmez. Mi se mai întâmplă doar că... Totuși trebuie să filmez, pentru că îmi place doar că mai sunt perioade de genul în care, bă, chiar nu mai chef efectiv de nimic, pur și simplu seara nu mai avem chef să filmez absolut deloc, nu știu, se întâmplă, efectiv se întâmplă, mai pățești o săptămână, două, toată lumea are chestii, deci, mai avea slow, toată lumea mai are chestii de genul și cred că înțelegeți și voi treaba asta, dar o să încerc să revin câtuși de curând, să postăm eventual în fiecare zi cum făceam înainte. Deși cred că am avut vreo 2 sau 3, 4 luni, nu știu exact cât, în care chiar am postat zi de zi, deci nu făceam pauze deloc. Așa că vreau să revenim înapoi. Acum am mai făcut pauze o zi, 2, 3, chiar și 4 cred că am avut pauze, deci nu știu, pur și simplu n-am mai avut atât de mare cheful ăla, știi? Bă, ți se ia, ai ajuns la un fel de burnout, bine, nu e burnout, că... Totuși, totul îmi place, doar că, na. Dăm și niște showdown, n-am mai jucat de foarte mult timp game-ul ăsta, de obicei joc game-ul ăsta când sunt brawler noi sau mai mergem puțin pe Clone Star. N-am mai făcut nici videoclipuri de Clone Star, cred că o să facem și cu Clone Stars, eventual un videoclip, ceva de genul. Vedem cum o să fie, să vedem ce este și pe aici, acum la trofeele astea e puțin mai distractiv, lumea nu prea face timp, te poți bate, bla bla bla, etc. Așa la trofee mari nu prea poți, e doar timp și e destul de aiurea. Așa că în trofee mici parcă mai merge să te joci game-ul ăsta. De asemenea, lăsați-mi și părerea voastră în comentarii ce videoclipuri ați mai vrea să vedeți. Acum, v-am zis, nu știu exact, o să văd cam cât de interesați sunteți voi de aceste rank-uri 35, pentru că durează destul de mult cel, dacă vă vine să credeți sau nu, chiar durează puțin cam mult timp de făcut, sincer să fiu, mai ales că pentru că eu când îi pușez îi duc direct într-o zi, știi? Mai ales acum că e și 400 de trofee pe RT-ul ăsta sau cât l-ai avea, până îl duci 1000, de la 1000 începe deja să dureze mai mult, mai pierzi, mai una alta. Deci durează undeva la, hai să zicem, vreo 10-12 ore, ceva de genul, de jucat. Și e destul de multicel, având în vedere că este un videoclip și dacă chiar dacă nu vă place, e aiurea, știți? Și voi că joc 12 ore pentru ce? Pentru absolut nimic, dacă vouă nu vă place, știi, e vorba de chestia asta. Dar desigur, dacă vă susținere, cel mai probabil o să-l pușez, pentru că nu mi-e greu. Doar că timpul ăla e destul de multicel. Hai să fim serioși, parcă nu mai am atât de mult chef să stau în matchmaking-ul ăla o grămadă de timp. Ceea ce este și normal. Dar
rămâne de văzut. Bă, am luat doar contra OGK, Pizzy Win, ăsta n-are absolut nici o șansă. El adună power-up, uite de la el. Hai mă, vino. Ia. Dă și dodgeri. Bine, n-are ce să-mi facă. Ultima ta, sincer, în showdown al lui RT nu e tare bună, adică mai ales dacă nu s-o faci înapoi, e destul de aiurea că cel mai probabil o să mori. Deci nu prea o folosesc în showdown ultima ta asta, dar în schimb în 3 vs 3 RT este extrem, extrem de bun. Nice, hai să trecem la următorul. Vezi și următorul match. Văd că m-am dat undeva pe la colțul hărții. E ok, e ok. Pentru prima cutie tot timpul îmi dau gadgetul ăsta, să o iau mai rapid, să nu mai stau să mi se încarce un hit. Văd că avem un Carl. Mai Carlitos, mă. Acum nu vă imaginați, playerii ăștia nu sunt tocmai cei mai buni. Adică, bă, sunt playeri foarte slăboți. Suntem la profeie mici, mă, n-ai ce cu ei, a, e, adică uitați-vă și, bă, e și bun Brawler, ce drept, e foarte, foarte bun Brawler ăsta. Uite un nou, nice, perfect, aparent e eventul ăla de Paști, cred că o să fac un videoclip separat despre eventul ăsta, să-mi dau și cu părere despre el, nu e tocmai cea mai bună părere, dar o să vedeți, cred că asta mâine sau, de fapt, cred că mâine o să pun videoclipul ăsta despre, despre eventul ăsta de Paști, care e ceva și el acolo, dar nu-i cine știe ce. Ia mă, încă un nou. Perfect, avem două. Vezi, mi-am dat ultimata frumos, dar mi-am făcut-o înapoi, ceea ce este important. Că acum o să-mi lăs trupul acolo într-un fel sau altul și mă pot plimba absolut oriunde pe hartă. Când îmi dau ultimata, trec înapoi. Odată ce sunt în forma asta, nu am range, e destul de... Bă, uite, încă un nou. Avem trei. Nice. Perfect, deci merge absolut de oriunde, deci n-are o distanță... distanță limită, de fapt. Avem 4 ouă momentan. Bun, ia să-i dăm la Crow. Hai că l-am nimerit, băi, ești nebun și l-am nimerit pe Crow. Mai e Gale-ul ăsta care, na, e săracul, e vai capul lui. El sare, mă, cu trambulina. Da, meciul ăsta aparent l-am câștigat. Trecem la următorul. Ultimul meci pe videoclipul acesta. Să vedem noi ce reușim să facem și aici. Avem un Buzz din ce am văzut, care... Unde ești, mă? Bă, ce se ascunde el cu Buzz? Hai mă, pleacă de aici, că n-ai tu nicio șansă cu Buzz-ul tău. Hai, ia, se duce, mă, nice, perfect. Mai nu vreau să stea lângă mine cu Buzz-ul ăla, că poate își facea ultimata, cine știe ce minun face și playerii ăștia de trofee mai mici, cei sunt așa impredictibili, așa, nu știu, hai că am inventat cuvânt nou. Dar cred că ați înțeles ideea, sunt efectiv așa, ciudați, merg în față și câteodată chiar te și bat. Pentru mi se întâmplă destul de des, mai ales în trofee mici, crezi că-i bați pe toți, mamă, că ai power-unși pe nu știu ce, și vine un pișpirichi de ăsta și te bate. Se mai întâmplă, ce-i drept, e drept. Frumos, i-am dat și un gadget la ăsta, cu lua lui, avem o Sandy care, hai să luăm ouă ăsta totuși, chestii gratis, ne dă ouă ăsta. Ia mai dau o bucată la ăsta, a dat gadget-ul, ok. Văd că și Sandy a plecat din mid, ceea ce este, de fapt a venit înapoi, mă, și l-a omorât. Are 6, dar totuși am prea mult damage, dai foarte, foarte mult damage, a și murit, nice. Mai e Lu și încă un Brawler, nu știu exact cine e ultimul în afară de Lu, dar cum n-a fost ăla hit. Și hitul ăstuia lui Verti e destul de greuț câteodată de nimerit, nu știu, așa mi se pare. Cel puțin pare că te ferești ușor de el. Totuși, să am grijă, măcar e 8, nevermind, i-am dat și un gadget în cap, ai plecat, bă, ai plecat, bosulic, ai plecat. Bun, avem un nou aici, hai să luăm și pe ăsta, mai avem unul în partea cealaltă, dacă am văzut bine, da, nu mai am nevoie nici de ouă, lasă, luăm win-ul și aia e. Păi, cam atât cu acest videoclip, sper că v-a plăcut și, desigur, noi ne revedem data viitoare, numai bine, pa, pa!